G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din Salutare tuturor, numele meu este The Link și astăzi este ziua cea mare, ziua în care vom duce golful la vopsit. Și nu vine să cred că sunt ultimele clipe petrecute încă împreună cu el și îl văd în culoarea asta portocaliu. O să facem un car vlog în principiu astăzi, adică imediat o să-mi iau GoPro-ul și o să ne ducem către vopsitor și o să mergem evident în mașină. Și la întoarcere, în principiu, îmi propun să-mi iau bicicleta, vedem dacă încape în golf, pentru că nu sunt sigur de asta, este pentru prima dată când îmi iau bicicleta în mașină, pentru că vreau să mă întorc pe bicicletă, vreau să facem niște mișcare astăzi, însă, înainte să începem cu adevărat acest episod, vreau să vă readuc aminte de un concurs în care voi puteți câștiga 20 de euro PaySafe card. E bine, prietenul meu Rareș, care este magician, organizează acest concurs, aveți în descriere un video de-al meu în care vorbesc mai multe și o să vedeți cum și când ne vom apuca de magie, pentru că și pe canalul meu o să facem trucuri împreună cu Rareș. Deci intrați pe primul link în descriere să vedeți cum puteți intra în posesia celor 20 de euro. În principiu, Rareș trebuie să ajungă la 3000 de abonați, are undeva pe la 2200, deci 800 de oameni ce mă urmăresc pe mine trebuie să se ducă la Rareș și să se aboneze pe primul link din descriere. Aveți un video în care vorbim despre tot și aveți și link în descriere tot către Rareș. Deci, hai să vedem cum începem noi episodul ăsta, pentru că până ne punem în mașină și o să vă spun ce culoare o să facem golful, voi aveți timp să scrieți în comentarii culorile pe care voi le credeți sau culoarea pe care voi credeți că o să fie pe mașină. Sunt tare nerăbdător să citesc toate comentariile. Eu mă echipez și trecem direct cu GoPro ca să începem car vlogul în adevăratul sens al cuvântului. Cine zicea că Golf 5 nu e încăpător? E bine, avem perne și tot în capul bicicletă plus o cutie. Bine, am scos de aici subwooferul care era, că altfel n-aveam nicio șansă, dar pentru ultimul drum cu această culoare, luați-vă adio de la ea. E ce trebuie. Mai mult decât mă gândeam că ar fi încăput. Gata, mă. Hai că nu l-am trântit. Ia să vedem, mai avem aer în butelii? Am mai avut cât de cât. Oricum, am oprit eu compresorul manual. Presiunea mea pe spate e cam așa. Iar pe față exact așa. Eu cam așa merg pe stradă și o să vă arăt cum arată mașina când ajung la destinație. Băi, deja nu se mai poate sta, frate, la ora 1 fără aer condiționat, leșini, vă jur. Deci la ora 1 fără aer n-ai șanse. Mersi, domnule, că m-ați lăsat. Sunt 24 de grade și e foarte, foarte cald. Sunt secundele alea, știți, în care aștept să vină aer din ce în ce mai rece, pentru că na, la orice mașină nu vine din prima răcoarea aia, e dată pe 18 grade, dar tocmai ce am pornit motorul și durează, așa să zic, vreo, nu știu, preț de câteva secunde. Hai, gata, mă, deja începe. Bun. Și nu-mi vine să cred că ducem golful la vopsit. Vai de capul meu, deci am așteptat atât de mult. De când am luat mașina, tot, deci eu de când am luat mașina am zis, mamă, de-abia ce să o bag la vopsit. Bara din față voiam inițial, pentru că bara din față, din păcate, a fost prost preparată, ca să zic așa, întrucât nu i s-a acordat un lac foarte bun și s-a exfoliat, adică din primele luni de când am luat eu mașina, cred că în noiembrie deja a început să sară lacul de pe ea. Dacă v-ați întrebat ce a trosnit, e bine scaunul ăsta, pentru că l-am dat un pic mai în față ca să-mi permită să bag bicicleta și nu s-a aranjat din prima. Oh my god, ce bine e la răcoare. Deci, cred că e GoPro un pic cam sus sau cam jos, nu-mi dau seama. Pentru că bate soarele și în telefon, unde am eu remote display la ăsta, să-l văd. I-am mai dat un jet înainte să încep filmarea.
Pentru că am fost la Brașov și na, a mai plouat, s-a murdărit. Vopsitor mi-a zis, bă, noi avem acolo o spălătorie, adică na, în reprezentanță clar există o spălătorie. Însă am zis să fiu băiat și să o duc curată. Deci când am zis în clipul anterior în care am vorbit de vopsea că astăzi e ultimul jet, e bine, uite că am mai fost unul fix când duc mașina. Și cum mie îmi place foarte mult să depun efort, ca să zic așa mai frumos, am luat bicicleta întrucât nu prea îmi place RATB-ul, iar taximetriștii, de fapt, na, nu știu, aș fi putut să merg și cu taxiul, însă am zis, bă, n-am mai fost de mult cu bicicleta și hai să mai ieșim puțin în aer liber, deși e cam sufocant aerul ăsta liber, pe care îl numim noi așa, e foarte aglomerat de noxe, de la mașini. Și na, nu pot spune că e aerul curat, însă na, cât de cât acolo mai depunem efort. Bă, s-a răcit, hai să dăm mai încet clima. Mamă, ce se mișcă bicicleta acolo în spate. Totuși am dat cam încet, cam prea încet. Acum e exact ce trebuie. O să vă arăt câteva cadre și de acolo, de la reprezentanță, că nu duce, să vedem. O să o mai vizităm, cred. Adică eu nu sunt atât de prieten, ca să zic așa, cu vopsitorul. Adică eu îi vorbesc cu dumneavoastră, ca să vă gândiți relația între mine și el. Că na, e de vârstă cu tata, să zic așa, are peste 40 de ani. Și nu pot să îi zic, bă, știi, eu am un canal de YouTube. Adică o să-i zic, printre altele. Însă, na, nu cred că e voie să filmez sau ceva. Hai, hai, că vă las. Astăzi sunt bun, că doar îmi duc mașina la vopsit. Vine și tramvaiul. Ce frumos e în București. Da, deci cum ziceam, nu știu 100% să vă garantez chestia asta, dacă o să mai trec să vizitez golful. Probabil o să zic că vreau să trec înainte să dea ultimul lac. Să vedem cum este, pentru că ultimul lac face diferența, să zic așa. Și probabil atunci o să zic, bă, vreau să trec. Nu o să zic că vreau să filmez, știți? Că o să se sperie omul. Probabil o să iau eu câteva secvențe. O să zic că vreau să trec, să văd și cum e înainte de ultimul lac. Deci e praf rău strada asta. Am mai făcut un car vlog când eram pe ea. Mulți dintre voi mă tot... să zic așa, în ghilimele, stresați, dar bine, e mult spus stresați, că nu mă drenează, e normal să aveți curiozități cu culoarea golfului. Mulți înscrieți în privat, în mail-uri, în comentarii, în privat pe Facebook, în privat pe Instagram, pe YouTube, pe oriunde puteți cu toții și sunteți așa drăgălași, că tot îmi dați poze, așa o să fie, nu? Așa o să fie, nu? Dar eu vreau să păstrez suspansul și nu vreau să vă spun încă. O să vedeți când o să fie gata vopsită, nu vreau să vă zic încă, pentru că e mai drăguț, zic eu așa, să fiți curioși de viitoarea culoare. Unii, să știți că ați ghicit, unii dintre voi ați ghicit și chiar am rămas surprins că ați nimerit-o, însă nu v-am zis, da, asta o să fie, știi, n-am răspuns nimănui, am zis, nu știu, nu știu, probabil, probabil, nu știu, nu știu, o să vedeți, chestii de genul. Midocar, reprezentanța unde merg eu, Volkswagen, este aici, pe, cum știu, zic, spre ieșirea spre mare, pe Vitan, gen, noi trebuie să ieșim pe Splai Unirii, suntem acum, și trebuie să-l ținem până pe, cum se numește, frate, centură, până pe seaua de centură, și acolo se întoarcem, o să vedeți despre ce este vorba, pentru că, din păcate, n-au făcut și eu cale de acces să poți traversa chestia asta, adică bine, au făcut aici, și de aici, de la Vitan, aici este târgul auto, autovit, de aici până în capăt, nu mai este nicio cale de acces, trebuie efectiv să ieși pe centură, să te întorci, iar apoi să revii. Este destul de stresant acest lucru, dar n-avem ce face. O să filmez, v-am zis, și când ajung acolo, să vedeți ce și cum. Însă e trafic, nu prea avem multe de spus, doar că ăsta este ultimul drum cu această culoare. O să vină și noul volan, o să facem un goal pentru noul volan. O să vopsim și astea de pe aici, și lucrușoarele astea, tot. Deci tot o să fie vopsit, inclusiv mânerele pe care le folosești ca să te ții de ele, gen, așa. Deci totul o să fie ca nou. Bun, hai că o ținem înainte și probabil o să mai luăm câteva cadre când ne întoarcem sau când ajungem direct acolo, nu știu să vă zic încă. Am ajuns. Home sweet home, cum ar trebui să spunem, nu?
În cutia asta este, sunt de fapt grilele noi pentru bara din față. Multă gălăgie pe aici, vin foarte multe mașini, un trafic destul de mare. Bicicleta ce mă vă duce acasă. Și stăm cu minți și așteptăm. Am ajuns acasă, sunt destul de obosit pentru că am pedalat ceva, nu glumă. Vă dați seama, tocmai de acolo până în Rahova, unde locuiesc eu, e destul de îndepărtat. Însă, din păcate, am primit niște mici vești proaste, nu am mai filmat, ați văzut, pentru că nu aveam suportul de piept pentru bicicletă, pentru GoPro, și nu aveam cum să dau cu telefonul în mână sau ceva de genul. Am primit niște mici vești proaste. Nu știam de chestia asta, urmează două zile în care nu se va lucra, gen de Rusalii care pică luni, deci vopsitorul va sta acasă pentru că nu poate lucra, nu îi dau voie cei de acolo de la reprezentanță, și mai pică și 1 iunie care pică tot vineri sau ceva de genul, deci cred că o să mai așteptăm până când o să avem mașina gata, pentru că el m-a chemat, gen eu am fost programat și așa, însă nu a luat în calcul aceste două zile libere și zilele astea l-ar fi ajutat tare mult, pentru că o zi pierzi numai la dezasamblarea tuturor componentelor și o zi pierzi numai la asamblare, adică fix exact ce ar fi fost de folos, iar el o să intre în concediu fix de ziua mea pe 5 iunie și eu o să fie plecat vreo 7 zile, deci dacă nu apucă până pe 5 iunie de ziua mea să termine mașina, probabil o să o continue după ce vine de acolo. Și mi-a spus că oricum nu e bine să facem lucrurile pe fugă, așa că mai bine mai așteptăm o săptămână sau cât va fi nevoie ca vopseaua să iasă impecabil și să fim cu toții mulțumiți. Eu am încredere în el pentru că am văzut mașini vopsite și am văzut ce fain au ieșit toate, deci mai așteptăm, nu ne grăbim, intrăm într-un cantonament, așa cu ghilimele de rigoare, de live-uri, deci o să facem acolo o grămadă de live-uri în curând, și sâmbătă și duminică de două ori, deci o să fie mare nebunie. O să vă țin la curent, noi ne vedem astăzi la ora 19 cu un live alături de Alexandra, o să ne jucăm Sims 4 și Outlast 2, iar pe live vor fi donații scary, deci când vom intra în Outlast, când donează cineva un euro sau mai mult, o să se audă un țipăt și Alexandra o să se sperie pentru că ea se va juca Outlast 2, deci o să fie foarte tare, să vedem ce reacții o să aibă ea, deci stați aproape, ne revedem la ora 19 la live, pa, pa!